Dai, tuții, dai față! Niam, niam, ce bă, bă, poți să-mi spui de ce ne-ai adus și pe mine și pe Toni în dimineața asta aici? Niau, bă, v-am adus în dimineața asta aici pentru că și deoarece este o mare amenințare care urmează să ne distrugă omenirea și lumea în față. Și noi trebuie să salvăm acest lucru. Fii atent ce drift fac cu tuții. La stânga! Niau! La dreapta! Niau! Niau! Înțelegi? Bă, ne-a dus într-un magazin pustiu, într-o parcare pustie, bă. Ce dracu ne poate să ajute omenirea, bă, locul ăsta? Borăsc! Borăsc! Dar, bă, uite-te la Toni, bă, că era... Toni, ești acolo! Bă, zi-mă mai repede ce-i de făcut aici. Bă, o să vă arăt, o să vă arăt înăuntru, mai întâi trebuie să o parcăm. Tuții, stânga la dreapta, la față, la dreapta, spate. O, o, așa. Bă, mi se face rău, bă, omule, ce faci? E parcarea goală, înțelegeți un loc. Dați-mă din gură! Tuții, pe locul de handicapați! Bă! Este! Bun, acum că am parcat. Bă, ai parcat pe două locuri. Ce contează? Ideea e că am parcat. Bă, josul ăla din mașina mea, din suția mea, bă, că o murdăriți aici, nu mai stați că nu mai avem noi timp acum, haideți rapid! Bă, dintre toate locurile pe care le aveai aici, în toată parcarea asta goală, are ales să parchezi pe locul de handicapați, poți ești în regulă! Ce bă, pe loc? Bă, uite-te cum a parcat pe două locuri, unul de handicapat și unul de nehandicapat, asta îl face și mai handicapat! Bă, Booster, eu nu înțeleg la ce te referi, nu-i parcarea goală, doar uite-te! E goală, tocmai! Singurul lucru gol este maică-ta la mine în pat și ghișe, nu o să mai fie gol pentru mult timp. Te-ai prins? De câte ori să zic să nu mai parchezi la handicapați, că tot eu plătesc amenda de fiecare dată și nu e a 15 amendă pe care trebuie să o plătesc, că n-ai niciun ban, că ești sărman. Bă, trebuie să parcăm la handicapați pentru că ești handicapat. Uite, bă, până și țuții tremură de frică la cât de handicapat ești. Oh, du-te și plângi! Oh, du-te și plângi! Deci, o să vă spun lucruri care amenință omenirea din tot sufletul și urma să ne distrugă. Biscuiții mei preferați. Biscuiții tăi preferați. Ne omoară, da, biscuiții. Invazia biscuiților. Taci, mi-am uitat biscuiții, rău, supat și na, furnicile biscuiților i-au luat și na. Furnicile că... biscuiților. Exact. Bă, tu de cât timp aveai Oreo-ul ăla acolo supat? Vreo 5 luni. Bă, ce naiba, mă, bă, și ce treabă au biscuiții cu furnicile cu invazia cu... Bă, staci, tăceți. Și de-aia am venit aici ca să facem această treabă nobilă, ca să facem pură salvare de lume. Înțelegeți? Salvăm lumea! Hudea! Ce bă! Plană untru va fi foarte așa. Așa că îmi doresc ca tuții să nu vadă aceste lucruri. Dă-i tuții! Dă-i față, du-te acasă, zboară de ca pasărea cerului. Bă, trebuia să faci tu niște zgomote, bă. Are motor electric. Bă, cicladulelor, eu sunt gata acolo să mă duc, o să termin treaba ușor, fără premize, fără zgomote, o să vedeți, da? Ce să vedem, bă, ce... Da, nu în gură, că poate îți dau un pumn în gură. Aș fi rima. Te rog, nu, du-te și fă-ți treaba odată. Bine, salut, scaun. Bună ziua, bună ziua. Seara, nu avem deodorant. Vreau, am și o întrebare dacă mă puteți ajuta. Nu avem Doritos. Nu, asta e, da. Mâine sus, acesta este un joc, mâini la perete, mâini la față, mâinile sus. Țineți mâinile unde pot să le văd. Așa, acum, chiloții jos. Chiloții jos. Putem? Nimic. Că nu am chiloți. Nu pasă, noi așa, sunteți un acolo, dar furnicilor, văd și eu pe dumneavoastră, nu? Bă, Dragoș, ce faci? Bă, de ce jefuiești magazinul? Bă! Întrebarea importantă e de ce jefuiește cu mâna magazinul. De ce, bă? Mâinile astea, știi pe unde au fost mâinile astea? Nu vreau să știu, te rog, nu. Atent, să vezi ce poți fac cu mâinile astea. Nu vreau să văd ce poți să faci cu ele. Fiți atenți, să-ți dau un pumn de o să zboare tot peretele, fiți atenți. Dar mai trebuie să stau mult aici. Taci din gură! Taci din gură că îți dau pumnii ăștia, fii atent ce bun sunt, uite așa rapid poți dau, doar le arătam lor, uite. Ce dracu faci asta, bă, zici că e... Ok, mai convins. Dă toți bani! N-am bani. O să hecuiesc în nasă! Bă, ce faci, bă, omule? Bă, ce faci? Dragoș! Lasă-mă să hecuiesc în nasă!
De ce nu-și cumpără ăsta pur și simplu biscuiții? Nu știu, bă, că nu înțeleg. Bă, Dragoș, de ce nu-ți cumperi biscuiții? De ce trebuie să jefuiești magazinul? Bă, bă, eu nu vreau biscuiții ăștia, vreau biscuiții mei. Biscuiții mei de sub pat de acum 5 luni. Ăia îmi trebuie mie, ăia-s biscuiții. Păi și pentru ce jefui magazinul? Păi ca să ne luăm revanșa! De la cine? De la el! E un acolit de-al furnicilor! De unde știi? Ești un acolit de-al furnicilor? Nu pot să răspund asta. Vezi? Vezi? Când nu e sigur, mereu înseamnă da. Deci e un acolit. Vezi? Poate nu știe ce l-ai întrebat. Bă, taci, fii atent, o să-mi interoghez. Spune-mi de baza furnicilor. Vreau să zic? Da. Uite aici. De asta am armură. Pentru că fraierii ca tine să nu mă lovească la mușură. Mușuroiul de furnici, raionul întâi, acolo. Da, mersi. De ce n-ai spus așa de la început? Cu plăcere. Pa, ce mușuroi? Bă, nici mușuroi acolo. Te-am fraierit. Țeacă, țeacă, n-ai mai luat țeacă. Bă, ce faci asta, mă? Pleca cu totul din magazin. Bă, Dragoș, ai zis că veni să jefuim. Bă, nu puteai să fii și tu mai blând cu el, bă? Da, ce Dumnezeu e cu tine? Mă doare în armură. Nu e în regulă, bă. Trebuie să facem cumva să scăpăm cât mai repede aici, că vine poliția. Poți să pun pareu că vine poliția. Hai să sunăm noi. Să sunăm noi la poliție. Da. Ca să ce? Fii atent. Sunăm noi, deci nu suntem noi vinovați dacă sunăm. Așa funcționează. Ah, ok. Hai să-i dăm. Sun? Sună. Alo? Alo? Am o problemă. Spuneți, vă rog. Sunt la supermarket, la colț de strada 1-3. 1-3? Acolo unde se dă monstru. Adică? Și eu sunt acolo. Sunteți aici? Puteți să veniți? Are loc un jos. De aici, am venit. Bă, tu vorbești cu ăsta de la casă din magazin, te ești turbat, l-ai sunat pe el? A, bă, că mi-aș... Bă, tu nici măcar la telefon nu știi să suni. Bă! Bă, prostule, bă, tu suni la poliție, nu am minte aici că echipă, strici tot planul. Eu credeam că v-am explicat planul. Ideea era să nu suni la poliție. N-ai explicat nimic, am sunat la poliție ca să nu se ia poliția. Am explicat tot! Ce-a făcut ăsta, mă, acum? Încerca să mă bată din nou și a ratat din nou și s-a dat cu capul de podea. Sunați, bă, la poliție, la salvare, m-a agresat sexual. Bă, tu ai zis să nu sunăm, bă, tu tocmai ce ai zis să nu sunăm. La poliție sau la salvare? Sun eu, stai că sună. Alo? Alo, da. Bună ziua, aș dori și eu salvare și o poliție aici la supermarket. Salvare și poliția sunt la raionul 2. Bă, tu iară adică... vorbești cu ăsta de la casă, ești turbat. Bă. Spuneți mamei mele, vă rog, că am eșuat și că sunt un copil foarte prost. I-am zis deja asta. Îmi zic picioarele cu numeri. Am ieșuat tot planul, toată misiunea care i-am vrut să facă. Vă rog. Spuneți că am iubit-o și că nu mai pot. Văd întunericul. Vine întunericul. Bă, ai căzut un metru. Nici un metru nu ai căzut de pe lada de bere. Bă, întunericul spre mine. Bă, omule, bă, ridică-te, mă, în picioare, mă, ești ok? Bă, nu știu ce să fac cu ăsta, mă, ești nebun la cap, că nimica nu mai merge, bă. Dă-i cu punul în cap, vezi, poate merge așa. Asta voiam să fac. Ce faci, bă, calci în picioare? Păi nu? Păi hai că vin și eu. Eu am să vă las. Puteți să mâncați niște pufuleți, i-am lăsat acolo. Să știți că sunt puțin cam vechi, de pe vremea lui Mamaie. Sunt buni acum, au puțină verdeață, sper că vă place verdeața. E chiar ok, e bună la suflet dacă sunteți și vegetarieni. Dar eu am să vă las. Chem poliția, ne audem, papa, mai bine, nu la nimeni. La revedere! Păi ce faci? Ai zis la revedere lui ăla? Păi dacă el mi-a zis pa. Bă, a zis că cheamă poliția, tu ai auzit ce a zis? Dar și eu am chemat. Tu n-ai chemat nicio poliție că ai vorbit cu el. Ha. Bă, o să ne prindă pe toți. Bă, asta, Dragoș, da, va prinde pe voi doi. Ce faci? Mă ascund. Te ascunzi după bar. Da. De unde să știe ei că nu sunt eu vânzătorul? Bă, tocmai ce a plecat vânzătorul și a zis că sună la poliție. Tu crezi că nu o să-și dea seama? Păi, dar ce crezi că lucrezi doar un angajat în tot magazinul? Eu sunt Marcel, angajatul nou. Vrem, știi că un culorex, un
un Clorox, o țigară, un pachet, ceva, 2,50 lei tot.